La orice produs cumpărat de pe PC Garaj folosiți cuponul YTSHORTY pentru o reducere micuță ce mă ajută și pe mine și pe voi. Iar mai apoi polițistul l-a arestat pe răufăcător. După ce l-a arestat, l-a întrebat de ce a făcut asta. Apoi el a zis că de plăcere, că toate cadavrele se mânau pe mama lui. Aoleu! Și că mama lui, și că pe mama lui a urât-o toată viața. Cadavrele le ascunsese într-o vitrină frigorifică din subsol. Când polițistul a ajuns în subsol și a văzut cadavrele, a leșinat pe loc. Mam! Băi, dar ce carte bună, băi! Da! Hai, noroc! Să trăiți, nene! George, mă cheamă. Nea, George! Tocmai citeam o carte polițistă, că vreau să fiu polițist, că sunt mare. A, da? Și era cu unul care a umbrut-o pe măsa, că nu știu ce. I-a băgat cadavru într-o vitrină de-aia frigorifică. E ok, că e ceva macabru, nu? Este, da, dar e cu polițiști. Ce se întâmplă, da, bre? Am venit să te întreb. Dacă nu vrei să mai câștigi niște bani, să-i mai dai lui baba banii pe ăsta, bine, oricum trebuie să mai dai și mie de pe afacerea aia ta. Și dacă vrei să mai câștigi în plus, adică să muncești. Să muncesc? Mhm. Să muncesc ce? Te duci și te angajezi acolo la... Nu. Eu am afacere, bro, mă ocup cu afacerea mea. Păi da, da. Și dacă vrei să câștigi mai multe părți, dacă vrei să câștigi mai multe părți... Păi da, dacă e de muncă așa multă... 4 ore. 4 ore. Nu știu dacă am 4 ore în program, Brenea, George. Nu neapărat acum, că acum se înserează mai un pic. Da, așa... Adevărat. De luni. De luni așa, nu știu ce să zic, dar despre ce e vorba? Să dai cu târnăcopul, îți place? Ce să fac? E, să dai cu târnăcopul. Păi tu crezi, să minezi, că poți să ridică târnăcopul ăla? Să găsești. Ăla. Asta e adevărat. Aici nu știu. Eu dar... pot încerca, ca să nu zici că nu încerc, știi ce zic? Deci poți să întrebi, poți să încerci. Dar nu știu dacă poți să ridici, dar poți să găsești aur și din astea. Aur? Da. Unde e? Că vreau acum. Mă bag. Sus pe... Pe munte, sus de tot. Pe munte, mă duc pe munte repede. Stai, nu, stai, trebuie să mergem să te angajezi, să scriem acolo. Unde mă angaj? Mă țin după tine, bre? Da. Ok. Mamă, caut aur și fac lanț de aur să moară mama! Bră! Haide, bre! Hai! Hai că nu pornești. Hai cu lanțul ăla frumos! Mamă, mă umplu de aur. Hai bă, treci odată! Hai bă, treci, culoierule! Hai mă, repede, dracu! Mamă! O să fac aur! O grămadă de aur și fac și eu! Frumos acolo, lănțic! Lanț de la gros de aur mare, de toți în mare mea! Cu cine vorbești? Ce? Cu cine vorbești? Am eu niște prieteni imaginari. Stânga aici. Ok. Ăsta nu știe că am prieteni imaginari. Apropo, prietenii mei imaginari, dați like acolo și abonați-vă la Epic Shorty. Și dacă sunteți pe premieră acum, vreau să văd așa cum se umple de like-uri mult, te rog de tot. Aici e breaurul. Aici parchez mașina ca să nu-mi iau amendă. A? Și pot să fac lănțișor de aur? Păi, nu știu. Dar lanț de la mare, de cocălare, ce mare. A văzut de pe unul burtos, avea mare lanțul pe el, să mă rămân. De țigani vrei? De țigan, pe sunt jumate, bre. Da, nu știu eu cum ești tu. Jumate.
Aici, la, la birou aici. Și e cu interviu cu Dale? Te-am găsit, nu știu acum, că eu am mai multe afaceri, nu mă, nu mă angajez. Aha. Aici? A, la nenea asta? Nu, nenea se angajează și el. Să trăiești, nenea! Să trăiești, șeful. Vreau să mă angajez nu, și eu aici, nu cu dânsul, nu cu dânsul, acolo, ia vezi aici, acolo la hârtii. Aici, la ghișeu, aici. Aici, da? La ghișeu. Miner? Ești cam mic băiete pentru... E, dă-și-l cu tânăcop acolo, poate găsește ceva. Vreau și eu să mă fac constructor. Tu, Matale, ai față de cowboy. N-ai niște cai, niște vaci, ceva să meargă și băiatul? N-am, eu mă ocup cu alte lucruri. Alea, bă, ce te ocupi? Am afaceri, nu mă... Ai afaceri cu pălăria aia de... N-ai vaci. O poartă doar așa de design? Am zis că are vaci, mă duceam și eu la capre, că cu pizza nu mă descurc. Auzi, bre, te-a făcut-o la văcar să vorbim? Credea că te ocupi cu vacile, bre. Da, pe nu, că mă s-a cred că era ocupată. Aole. Și tu dai rosturi de-alea, bre. Și acum? Acum mergem la telecabină. Și sunt angajat de la cu 4 ore ca copilul? Păi da, poți să te angajezi doar 4 ore, tu. Adică... Atât ești așa că ești minor. Dacă ești tu ca un mare, e 8 ore, 12 ore, 24 ore. E 24. Haide că traversăm acum, da? Da. Aoleu, cum traversează ăsta? Dar merge repede, bă, și eu nu ajung după el. Dă-i poroata, Mihăiță! Brrrr, că. Să moară, mama, fii atent! Aoleu! Mă ia și poliția să moară mama mea! Bre! Era să intre unul în mine, bre! Dai de capul meu! Mă iau înainte! Că ăsta s-a oprit să vadă el acolo! Mamă, ce era să intre la mine! Bine, eu cred că el avea verde! Ăla mai mult ca sigur așa. Avea mare verdele. Și mi-a zis ceva de... Să urc, să dă astea, cred că e de telecabină de aia. Mi-o merg aici, sper că aici să fie. Și-l aștept aici și... Dacă nu, îl sun pe telefon dacă întârzi. Uite așa, o parchez frumos, așa. Prr! Aia, mă, să vezi ce lățișor îmi fac eu! Mare lățișorul de aur! Dar numai să vină... Să vină Nea George ăsta repede! Alo, bre, Nea George, m-auzi, bre? Alo? Bre, ce faci, bre? Te aud! A trebuit să mă întorc! A trebuit să mă întorc din drum! Păi și ce fac, bre, acum? Te duci a... Te duci acolo la telecabină. Știi unde e telecabina? Păi sunt aici, da. Te duci la telecabină, urci în telecabină. Așa. Ai grijă acolo să se închidă ușile, să nu, să nu te duci pe lângă. Așa, bre. Urci pe munte și vezi că sunt niște pietre din astea însemnate acolo, unde ai putea să găsești aur și din astea de minerit. Și după, dacă... Da. Așa. Și după te duci, ai pe hârtie o adresă unde trebuie să aduci aia, dacă găsești aur, depinde ce cărbuni, ce găsești acolo. Te-a dat-o de la angajare. A, de la angajare aia pe care a semnat-o și de-astea. Și da. Trebuie să mă duc după aia cu toate alea acolo? Te duci, spui chestiile alea acolo, ce-ți dă în ghiozdan. Ai ghiozdanul la tine? Da, îl am, da. Și le pui acolo în ghiozdan. Așa. Și te duci la adresă și te întâlnești cu cineva acolo și acolo le dai lui. A, deci mă așteaptă cineva acolo?
Da, e de la asta, de la, se ocupă cu mineritul. Și sigur nu face manevre, bre, să-mi ia banii. Nu, 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 e ok. Bine, bre, hai că te las, dacă o să-ți, vorbim. O să-ți dea bani. Am, dă bani, da, 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 da. Bine, te bine, hai că trebuie să închid. Hai că te pa, las, pa, pa. Bă, ce nebun ăsta, bă, nene, bă. Păi ce nu-i nici o telecabină aici? E groapă, e gaură jos. Parcă văd un așa în depărtare. Aha. Hai că aștept telecabină aia să vină și... Uite, 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 o văd, o văd, o văd. Deci mi-a zis să mă duc pe munte și să caut pietre însemnate. Și să iau trânăcopul, să dau cu trânăcopunile, să iau aur și alte minele urdale. Și după aceea să mă uit pe făiță, să văd adresa unde e, ca să mă duc să le duc acolo să-mi dea bani. Acum, să văd cât e băgașul aici, nu stă în ghiuzdănel. Ia uite, bă! Așa? Ia uite, bă, nene, bă! Și mă duce pământul ăsta, e gratuit, așa? Meu! Dar nu mai plec! Haide, mă, pleacă! Bine, vorbesc cu dracu, că astea stau automate, da? Ia uite! Și are asta putere să mă ducă pe mine, bărașul de tot! Mamă, bine, mă, frumos, așa! Așa, de ce am ajuns? Mecherie! Și ia uite cum se vede de aici, bă, tot orașul așa frumos. Ok, ia uite! E unul acolo! Să trăiți, nene! Să trăiești, băiete! Bre, merge, bă! Ce faci acolo? Cu minat, cu tale? Ana, domne, uite, dau și aici. Am găsit o piatră și vă, poate găsiți ceva bun aici. Aha! Parcă îmi simt miros de aur. Mai e, bre, m-am dus să mai caut și o altă piatră, că să nu-ți iau ție eu locul de-aici. Bine, domne, să ai noroc. Să mai caut și eu locuri de-astea de pietre. Unor fiale. Deci e una la bătrânul ăla acolo. O piatră de... Oh! Am văzut semnul pe piatră. Și de-aici iau turnă cu pusă de-aici așa. Și minez? Ia! Ia uite, băi, nene! Bă, dar când dau aici, băi, nene! M-am săturat! Bă! Și... Și... Și-am găsit? Ce e, bă, asta? Minereu cărbune! Băi, fii atent că ăsta-i cărbune, că e de la negru să vară mama. Și dacă mai dau aici, mai găsi? Ia să vedem noi. Doi mihoițe cu de-astea, doi acolo tare mihoițe, mihoițe de tare de tot! Băi, poate găsesc aur aici, mă! Dacă aș găsi aur la minerit, la minerit aici, dacă nu fac mare lănțișorul de la răspuitor, l-am dat la gros așa șmecher. Am văzut eu la un țigan minereu cărbune, doi, bă, dar ce-i numai cărbuni? Se moară mama, mai cerc o dată, poate mai dau și de altceva. Deci am trei bucăți de-astea de cărbuni până acum. Și doi, Mihai, și, ha, și, hop, hop, așa, hop. Da, bă, nene, și spunea că am văzut un țigan cu un lanț de la mare de aur. L-am întrebat, bre, e pe bune, e vrăjeală. Și zice, oh, no, a găsit aur să moară mama. Iau, 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 că e galben, e auriu. A găsit o bucată aur. Mama!
Este, bă, ia să mai dau, mai dau acolo, mai dau. Și mi-a zis ăla că, da, băi copile, e cartier. Și a zis, în ce cartier, din ce cartier ești? Și el zice că nu, bă, că e marca, de, se numește Lanț Cartier. Eu nu știu de astea. Eu nu știu în ce cartier o fi venit nebunul ăla. Hai, Mihaiță. Și ha! Și minereu cărbune. Iar cărbuni, bă, ăștia, bă, de-aia. Poate mai găsi eu vreun loc? Mamă, ce era să cad pe aici. Mă! Aulă! Încă o piatră însemnată! Ia să vedem. Hai să mă pun mai așa, să mă așez strategic. Și doi mihăiță. Pră! Pră! Și... Mamă, dacă mai găsesc aur aici, mare lanțul ce-mi fac. Dar mi-a zis Nea Georgina să mă uit pe foiță că trebuie să-l duc undeva. Și cred că ăla îmi dă bani. Sau poate îmi dă el un lățișor că vorbesc eu cu el. Și zic, bre, dă și mie aur. Minereu cărbune din nou. Ia uite, bă, mai cărbuni, bă, e mulți cărbuni, bă, pe muntele ăsta. Dă-i Mihăiță acolo cu ce-o fi ăsta, ce? Dă-i acolo, Mihăiță! Da, mă, e șmecher. Dar e obositor așa. El stai pentru oameni mari, mă, nu se stai, că nu pot să stai eu 4 ore aici. Să muncesc așa 4 ore. Cărbun din nou. Mai încerc o dată, că nu mai am energie. Și după aia mă duc să văd câți bani dă ăla pe el. Dă-i acolo, Mihăiță. Dă-i acolo, tată! Da, mă! Ar trebui să fac ăștia un joc de-asta despre minat, așa! Ar fi șmecher! Că ce să joc numai Tetris, ne-a florou! Avea Tetris! Ia uite, bă! Bă, dar asta ce-o fi așa, mă? E un aur mai întunecat un pic, parcă! Mai dau o dată și gata. Am noroc, bă, am găsit aur, băi, nu cred că e așa greu, bă. Pardon, nu cred că e așa de ușor să găsești aurul ăsta, dar am avut mare noroc. Oricum ești mecherie aici. Și spuneam că ce să joc, că nu mai dă-le Tetris cu... Dă-le cu pietre, dă-le, nu știu ce fac eu acolo, minereu cărbune, nu mai gata. Am obosit, nu mai pot. Și-ar fi mișto dacă ar face ăștia un joc de-asta așa, în care să te duci cu trnocopul, să spargi pietre, să găsești acolo aur, și cărbuni, și poate, nu știu, diamante, și de-astea, și-ar fi șmecherul de tot. Hai să mă duc pe mijloc, că nu știu care o veni. Uite-l! Mamă, la fix, să vă arăt mama. Și acum să ajungem noi acolo unde trebuie. La locația aia. O să trebuiască să mă uit jos acolo, că a lăsat la motocicletă hârtiuța. Și să mă uit acolo jos. Bă, dar ce priveliște, bă! Să vede frumos de aici, mă, tot așa. N-ai cum, mă, n-ai cum. Da. Și te să văd acum care e adresa aia, care e locația. Unde să duc eu toate minerele astea așa. Și am și aur, am și ceva maroniu. Care nu știu ce seamănă de așa. Bă, ce? E de fier așa, dar e fier maro. Și niște cărbuni. Pe cărbun nu știu dacă o să-mi dea bani, dacă o să vrea ăla să ia cărbun de la mine. Dar vom vedea. Mamă, cum se vede de aici, tot așa. Munți tăia mari. Uite, pe acolo am fost eu pe față, pe acolo mă plimbam.
A fost cu toată cașca. Și a fost așa frumos. Ne-am plimbat, toată lumea obosită de pe aici pe ăla, s-a trecut cu bicicletele. Frumos, băi, nene, bă, frumos. Ia, că aproape am ajuns. Sper să nu fi furat careva motocicleta de acolo. Că e mulți golani, bă, aici. Ia. Mamă, de-abia aștept să văd ce-mi dă și mie. Și sper să fie nene ăla acolo, că eu nici n-am stat așa mult pe aici. Și sper să mai găsesc, uite, bă, că motocicleta e aici, mă. Ia să vedem. Deci aici zice să mă duc de la aia de ciuperci, mai în față așa. Ia să-mi pun eu pe hartă. Aha. Deci pe acolo ar fi. Cu metri? Hai să... Da! Cât vrei pe motorul ăsta? Ce? Cât vrei pe motorul ăsta? Nu vreau, nu-l vând. N-o vinzi? Da, să mai găsești așa ceva. E de copii de vânzare, bossule. Bine, boss. Păi uite că de ușor suntem, o poate să ține. Tu ai 4 kg îmbrăcat și cu pietre în buzunar, nebunule. Și cu televizorul în brațe. Și cu televizorul în brațe, adevărat. Aha. Spui că ești pulă la față. Așa. Și acum mă duc acolo să vedem. Dai pe roată, Mihăiță! Mamă, fii atent când am minereurile astea cu aur. Și cu cărbuni. Și cu fierul ăla mai tunecat așa, mă rog. Mi se lasă mai repede motocicleta pe spate, că e greutate acolo, băi nene. Mamă, eu chiar sper să-mi dea și mie bani mulți. Uite câți d-aștia autobuziști. Foarte mulți autobuziști. Merge bre autobuzul ăla! Merge. Ăsta. Bă, gândrea cu benzină! E full cu metri. N-am știut ce să zic la ăsta, vrea să-i fac așa un pic să iau cheful. Și să se ducă acasă să se sinucidă, că i-a dat Mihai Țăraust. Bă, că a căzut semaforul, dai pe roșu, că nu mai verdele. Am sărit să vărmăm. Așa. Ia-o pe stradă, vrea, unde mergi, futu-s, Cheliosu, bati în gură la bulangiu. Cheliosule! Fie temă, merg eu mai repede decât ăla cu mașină. Mamă, cât arată în burda aici. Aoleu! 80 și ceva la oră. Futu-ți piticul, măti! Futu-ți mărții, măti, să-ți put... Băga mea și pune în tine! Dacă te prind, bag briceagul în tine, futu-ți pămata aia urâtă! Stai să scot briceagul, futu-ți mărții, măti! Că poate-l întâlnesc pe bulangiu! Așa ca să l-am pregătit acolo. În caz că... Păi aici e pe la țigani? Hai, Brenea, băi, Brenea George, bă! Faci ce faci și tot la țigani ești, mă duci la... La gunoieri, la ce-or fi ăștia, nu știu, că nici țigani nu cred că e. Că țiganii are și case de alea șmechere. Bă, uite, mă, că e mai încolo, bă. Uite-l pe nenea ăla! Olă! Așa, să nu vă speriați, aveam cuțitul pregătit. Să trăiți! Bă, trebuie să... Nea George ăsta, ca să vă dau niște minereuri de-astea. Vi le las aici jos. Îmi dați și mie banii, să vedem. Băi, nebunit! Mersi mult de tot, șefule! A făcut 2 milioane să moară mama.
am avut noroc și cu aurul ăla. O să mă mai întorc mă la asta, că e bine. E bine cu aur, cu tale. 2 milioane și pe bag benzină la motocicleta asta mi-ajunge. La 2 milioane o săptămână. Și dacă mă mai duc și mai fac așa până el, bine că... Poate fac tău un lănțișor. Chiar aș vrea și eu să-mi fac un lanț de aur. Bă, dar fuge bă motocicleta asta, bă, niciodată nu i-a dat așa maxim. Ia uite și tu. Mamă, 130 la oră? Bă! Mama, câtă viteză am! E să fiu mai atent dacă fac purotă și alunec așa. Îmi rup gura și măr. Și nu mai apuc să-mi fac lănțișor de aur. Vezi, bre, că te calcă mașinile. Bre! Te calcă mașina, bre, dacă stai aici. Doamne, ce ți-ai cu nebunii ăștia. Gata, mă duc acasă. Cam obosit de la atâta minerit. Frumos, motor, copil. Mulțumesc mult, tot bros, bosule. Și mașina ta e șmecher, așa. Eh, cât de cât așa, ne menținem. Haide, pa. Pa. Cazan, zici că ai să mă urmăm. Gata, bune. Și mă duc acasă, bă, dar ce ți-e cu stâlpii ăștia, bă, dar nu i-a blegat și ăștia mai bine. Ia să vedem. Ia uite. Mamă, deci de-abia aștept să mai mă duc la minat. Că e așa că te zic că, dar n-aș mai merge singur. Ia să o las pe asta aici. De fapt, o băgați în garaj. Pam. Și mă duc drept în casă să dorm și eu repede un pic. Că nu mai pot să somn, băi nene, bă. Bine, bă, prietenii mei imaginari. Eu mă duc să fac un duș, că după ce minezi atâta trebuie să mai faci un duș, te mai speli și tu. Așa, la subțiori, la coaie. Și dale, ca să nu puți, să nu zică lumea că puți ahoit. Și v-am pupat, dacă... V-a plăcut ce a făcut acolo cu minat, bă, și-am avut noroc la aur. Dați-i voi acolo un like, băieți frumos. Și ne vedem data viitoare, bă, prietenii mei. Imaginari! V-am pupat! Haide, pa!